Sistemul de învățământ nu va funcționa niciodată bine atâta timp cât codul etic nu stabilește cu claritate procedurile. Aceasta este opinia liderului sindical Teodor Fârțonea. El spune că anumite influențe politice pun bețe în roate unui nou cod etic în învățământ. Voința este singurul lucru de care este nevoie pentru a avea un cod etic aplicabil în învățământ, spune liderul sindical. De asemenea, nu există un organism care să stabilească în mod clar cine mai poate profesa și cine nu. Dacă se dorește să se aprecieze de un organism pe baza acestui cod, ca, virgulă, activitatea cadrului didactic analizată de o comisie de etică, probabil că așa ceva se face trimitere în acest proiect de cod, să pună în discuție și să dea un verdict în ceea ce privește abilitatea sau inabilitatea de a mai desfășura activitatea didactică. Actualul cod etic este greu de implementat și din cauza termenilor neclari pe care îi conține. În mare parte, textul lasă loc interpretărilor. Da, e greu să îi folosești, sunt foarte generali, sunt foarte, ca să spun așa, metaforici, că trebuie să ne străduim să vedem nuanțele și nu știu unde să-l încadrez, că el are niște trimitere acolo să facă o consiliere, să facă o împăciuire, să facă o trimitere la monitorizare, să-l trimit la analiză de asta de comisie, de anchetă. Atunci nu înțeleg anunțul din început. Vrem să declanșăm o cruciadă împotriva corupției. În momentul de față, nimeni nu știe, de exemplu, cine poate testa un profesor pentru a stabili dacă a venit la muncă sub influența băuturilor alcoolice sau nu.